Luptătorii români au reușit să își testeze forțele în meciuri cu adversari puternici înainte cu o lună de campionatele mondiale din Kazahstan, care reprezintă și criteriul de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. La lupte libere, România a ocupat prima poziție în clasamentul pe națiuni datorită celor 8 medalii obținute în cadrul turneului. La lupte greco-romane, lotul României, pregătit de mușceleanul Anton Arghira, s-a clasat pe locul 2 cu 3 medaliați. Arnăut Răzvan, la 63 de kg, locul 2, Dosoftei Alexandru, la 67 de kg, locul 3 și Ojog Nicu, 87 de kg, locul 1. Luptele feminine românești au încheiat turneul cu 7 medalii și locul 2 în clasamentul pe națiuni.